tuturor! Astăzi avem ocazia să facem o analiză obiectivă a relațiilor cu cei apropiați. Berbec, astăzi puteți să vă bazați pe intuiție, dar ar fi bine să țineți cont și de sfaturile unei rude. Păstrați-vă calmul și nu vă lăsați provocat de atitudinea agresivă a unui coleg de muncă. Taur, aveți tendința să vă impuneți punctul de vedere cu riscul să provocați certuri cu cei din jur. Stabiliți-vă clar prioritățile și nu vă implicați în mai multe activități în același timp. Gemeni, în prima parte a zilei este posibil să intervină evenimente neprevăzute care vă împiedică să vă respectați programul. Ocupați-vă mai întâi de chestiunile urgente. Rac, nu este momentul să vă asumați mai multe responsabilități. Este posibil să vă confruntați cu diverse încurcături și neînțelegeri care vă împiedică să vă onorați toate angajamentele. Leu, nu este momentul să începeți activități noi pentru că există riscul să întâmpinați dificultăți serioase. Limitați-vă la activități simple, de rutină, care nu necesită capacitate de concentrare. Fecioară, în prima parte a zilei aveți tendința să fiți nemulțumit de tot ce se petrece și să-i criticați pe cei din jur. Nu vă enervați pentru nimicuri și nu vă lăsați provocat la discuții în contradictoriu. Balanță, în prima parte a zilei s-ar putea să ratați o întâlnire importantă și să vă enervați. Păstrați-vă calmul dacă nu vreți să ajungeți într-o situație neplăcută. Scorpion, sunteți plin de elan și de energie și v-ați propus să rezolvați mai multe probleme în același timp. Nerăbdarea v-ar putea face să deveniți neatent. Săgetător, fiți precauți și nu spuneți chiar tot ce gândiți. În a doua parte a zilei este posibil să faceți o scurtă călătorie împreună cu partenerul de viață. Capricorn, se pare că sunteți confuz și predispus să faceți greșeli care par mărunte, dar care se pot dovedi costisitoare. Amânați activitățile dificile. Vărsător, în prima parte a zilei aveți tendința de a fi irascibil și risca să tensionați relațiile cu colegii de muncă sau cu partenerii de afaceri. Păstrați-vă calmul și nu faceți caz din orice mărunțiș. Pești, astăzi este posibil să vă concentrați mai greu, așa că amânați deciziile importante. De asemenea, ar fi bine să evitați activitățile care necesită efort intelectual și capacitate de analiză. Atât pentru moment. Să aveți o dimineață frumoasă!